PNBuy, cele mai multe jocuri la cele mai mici prețuri. Link în descriere. Apăsați-l sau sunteți cringe. Aseară s-au întâmplat o grămadă de chestii foarte șmechere pe Mind City. S-a licitat pentru terenuri, s-a ales următorul primar. Mi-a fost furată mașina, oameni buni. De asta am pregătit pentru voi un video foarte, foarte lung astăzi. Nu știu cât o să puteți să urmăriți din el, dar dacă o să reușiți să-l urmăriți pe toți, să-mi scrieți în secțiunea de comentarii. Nu uitați să apăsați butonul de like. Urmăriți-mă și pe Instagram, vă rog, că mă dau și afară de pe Insta. Mi-au zis deja că mă dau. Gata, m-a luat cu duba, ce să mai zic. Așa, mergi mai departe să n-audă YouTube, ce urăsc. De cine urăști? Urăsc când o ia Sami pe iarbă, aoleo! Hai aici puțin. Hai să nu ne audă nociv. Mamă, ești cu valoarea după tine, da, cu astea, da, cu nebunile. Da. E bine rău, e bine rău. Deci fii atent, mai ții minte săptămâna trecută când am vorbit despre plotul lui Danny Den? Rămâne cum am zis, gen, îl cumperi tu și mi-l dai după mie în chirie? Să-l dau în chirie? Bine mă, Sami, hai că-l cumpăr pentru tine, dar până la cât crezi că urcă prețul, ia zi. Nu o să urce, că e săracă lumea, ești nebun. Sau fii atent, dacă vrei și ești doritor să mă ajuți, deci fii atent, cea mai creier chestie pe care o putem face, facem așa, licitez eu până când nu mai licitează nimeni după mine. Și dacă cineva mă outbiduie cu maxim banii mei, atunci intri tu. Și cumperi tu peste, ar fi cea mai bună chestie, gen, licitezi eu până nu mai licitează nimeni și dacă licitează cineva peste mine, cumperi tu și după aia o să vin eu și îți cumpăr terenul. Bine, bine. Păi și am câți bani ai ca să știu? Deci eu am 64 cu 16, am 80. 80? 80 am. 80 și un pic, nu? 80, nu, 80. Ah, 80, atât. Ok. 80. 80, deci. 80 de nesoși, da. Da. Bă, da, eu zic că sună plan. PNBuy, găsiți jocuri atât de ieftine încât efectiv pot să vorbesc fără să mișc un atom din corp, oameni buni. Aveți jocuri de PC, de Xbox, bă, și sunt atât de ieftine, este incredibil. Aveți suport 24 de ore din 7 dacă vreodată aveți vreo problemă cu OK, deși mie personal nu mi s-a întâmplat. Folosiți linkul din descriere că mă amenință ăștia că mă dau afară în fiecare lună, vă rog ajutor. E bună ideea, sincer. Mergem și noi să alegem primarul, bine, vreau. Mamă, ia zi, candidezi Sami sau ce se întâmplă? M-aș băga, că nu m-am băgat două mandate, nu m-am așa și m-aș băga, sincer. Mă gândeam să mă bag, că am niște idei și niște chestii. Deci stămâța în coadă, Pincane, stămâța în coadă, crede-mă. Crede-mă, bine, deci, Sami, bine. Dacă mă impresionez eu pe tine, te votez, da, Sami. Deci eu am zis, bă, imparțialitate totală doresc. Dar hai să vedem dacă e toată lumea aici. Și ați făcut sala aia așa de evente acolo, în mijlocul primăriei. Nu știu cine a făcut. Să vă văd cât mai bine. Chiar astăzi am prins hoțul, a fost un hoț în oraș care a furat de la dealer, a mers cu... Alt hoț. Care-i numele cetățeanului? Spune-mi ca să-l... Nu vreau să dau nume. Stați puțin, vă rog frumos. Domnule Sinner, ați încălcat contractul. Cum adică dați nume? Dar n-am zis nume. A tușit. Dați numele, de ce nu ți-l dat? De-astea vă bate în joc? Vreți după aia să-și bată joc cei din mai și KGB ăsta? Ok. Domnul consilier, vă invit aici în față. Da, stați că sunt urâte torțele astea pe aici. Dau bani. S-a enervat, distruge torțele. Păi, puneți pe jos, ce design e ăsta? Primarul și consilierul. Bun, prieteni, nu cred că mai vine nimeni. Vreau să vă spun ceva foarte important. În primul rând, vreau să vă mulțumesc atât eu cât și consilierul Pincanos, dar o să aibă și el cuvântul imediat. Pentru faptul că ați fost niște cetățeni modeli, unii mai cu furtul, alții mai cu... Asta este ce să facem. Așa, asta e adevărat. Mădălin Hoțu. Vreau să vă zic că nu-mi pare rău că nu vin toți cetățenii orașului, pentru că ghișii, acum se dau din nou salariile. Cine nu vine, nu primește salariu. Mi se pare normal. Ok, bun. Haideți să dăm salariile după ce Pincanos are și el un cuvânt de spus. Zice, ești acolo, că ești tari, că a fost maker, că vrăjel din astea așa, electorale. Puteam să zic doar un cuvânt dacă era. Un cuvânt. Intrați youtuberii, bă, ne votați ca primari și ca asta, bă.
Ia uite, suntem 1, 2, 3, 4, 5, păi să mă bată hamsterii că o să avem degete la o mână. Asta să ne numărăm voturile. Cum e că nu e un cuvânt? Ok, bun, să nu mai multe, hai. Da, dar trebuie să modificăm puțin regulile. Da, să vină mă să ne voteze. Ok, lasă, suntem suficienți, 7 numări impar, de fapt nu că, de fapt da, că și primarul care va ieși și cei care candidează păi pot vota. Da, da, eu sunt curios o chestie, primarul actual mă gândesc că și el votează. Da, corect? Da, păi, da, clar. Da, 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 eu da, nu mai da. Pot candida, dar pot vota categoric. Nu uitați, bun, pare normal. Hai să dăm salariile. Împreună cu Pink o să plec puțin de aici ca să vă pregătim salariile și revenim în maxim 5 minute cu salariile pe tavă pregătite speciale pentru voi. O secundă vă rog frumos, voi. Dacă se poate da. Mă duc până la toaletă că nu mai pot. Nici efectiv. Problemă, nicio problemă. Hai Pink, anos. Gândiți-vă la discursuri. Avem natural lângă noi. Să se gândească la discursul YouTuberii. Hai să mergem suficient de departe să ne mai audă șobolanii. Niște golani. Ce-o zis? O zis că huu, că nu știu ce, că primar nu știu cum. Mădălin mai mult o da, pe Mădălin e supărat că l-am prins furând, ești nebun. Și noi ne-am chinuit bine, într-adevăr. Pe partea asta tu ai strâns mai multe materiale, am strâns și eu, am construit primul nivel acolo de primărie, am dat joburi, am făcut evenimente, nu participa nimeni. N-apreciază, bă, n-apreciază, numai să se plângă, numai să se plângă, așa fac cetățenii. M-ai enervat un pic, dar da, ce se face, asta este. Punem următorul polițai pe el, îi zicem, ai că... Să nu mai zic faptul că e greu să fii prima oară primar și consilier, că nu merge nimic și trebuie să pui totul pe roate. Mm-hmm, toată lumea, domn primar, domn consilier, în fine. Hai să dăm repede salariile. La tine banii, bă, dar vezi că am lăsat da. Banii pentru expandatul lui Pluta, lui Mădălin acolo, poate nu-i fură înapoi. Unde? Sunt în primărie, într-un chest. Las că, câți erau? Nu, vreo 60. Las 70 că de găsesc acolo. Bun. Hai să ne gândim, deci am zis așa, între 5 și 20 activitatea în oraș, între 5 și 20 năsoși și activitatea în jobul fiecăruia și între 0 și 10 cetățean model sau nu. Noi nu ne-am dat salarii, vedem da, după noi aia. Da, vedem, da, tragem pe dreapta. Ce se întâmplă? Bă, a murit Sami! Nu, no, nu, era... Se cânta Eu am crezut că am nimerit la un privec ceva, Pincano, m-am știut. Da, și eu am văzut că e cineva mort. Bun, am pregătit salariile pentru voi. Pink, ai onoarea să dai primul salariu lui Mădălin. Nu o să ia justificăm să vedem, deloc, Mădălin. Aveți filmări ulterior dacă vreți justificare. Dar aș vrea să nu se zică suma, vă rog, adică nu doresc să se zică suma cu voce poftim, tare. Poftim. Și mai am salariul lui Sneak. Bun. Te pup. Wow. Acum, salariul lui Zatsami, dacă poți să vii aici să-l primești, te rog. Mamă, salariul meu e luna de primari, și bun. Bine. Salariul lui Ovițanu. Aici la colț. După ce a tras toți banii de la bancă. Mamă, 1000 de lei. Mamă. Așa și salariul lui Sinner. Ultimul nu merită. Este primarul. Mai puțin la Sinner, mai puțin, că ești păgar mare. Și păgar. Asta oricum a furat destul. Bun, eu și Pink n-am primit salariu încă, nu știu de ce, dar vedem, noi luăm toți banii după. Bun, da, nu-i problemă. Haideți la licitații. Bun, perfect. Domnule primar, aș vrea Pink... să ne faceți... Da, zi, Sami. Aș vrea să ne faceți direct ca și cum n-ar ști nimeni ce se întâmplă, vă rog frumos. Așa o să fie, dar după o scurtă discuție cu Pink, că noi dacă n-avem banii de la salariu, practic nu putem... Știi da, maxim nocivane. Bun. Ne dăm maxim direct. Maxim nocivane, ai că n-am făcut noi pentru orașul ăsta. Ai, 50 la fiecare sau câte. Și la câți nervi am făcut cu ăștia da, de să iau de noi mai, maxim. Nu mai calcul la nocivane, dă-mi coace. 50, da, tati. Pleca 50. Ia aici, am luat și eu. Hai că merge treaba. Așa da, hai. Mafioții. Nu știu băiții mei. Domnul primar, ce s-a întâmplat? Da, bă, șefule, mă bate fără motiv. Ce se întâmplă? Îmi bate să-ți niște bani și repede ia și fuge. Hai, bă, mai frumos aici în fața noastră, chiar nu se poate așa ceva. Chiar în fața primăriei, dă-i înapoi. Mă, auzi. Mă, mă rog, un pic de respect. Bun, haideți ne vedem la plotul groapa Dani Den. Oh, da. Hai, i-a furat banii când... Mamă, mamă. Fiți atenți că acum se discută. Mă, că n-are nimic, mă, e Dani Den, ce să aibă în chesturi? Bă, unde-i groapa? Cineva a muncit. Ok, că sunteți pregătiți și putem începe să-mi spuneți, vă rog. Nu aveți voie încă să intrați să vă uitați, vă rog afară toată lumea.
aș avea de precizat o chestie, am astupat imediat. Ca și imediat. Constructor. Imediat. Eu am astupat. Să fie toată lumea pregătită, să fim siguri. Uite, Ovițanu a dormit pe drum. Domnul Ovițan, la trecere, domnul Ovițan. Din păcate, cred că urmează să vă dau o amendă, dacă nu vă supărați. Și odată am dui, uite, o mers, odată am dui, ok. Înțeleg. Hai, vă rog, hai, treci. Bun, deci, prieteni, în primul rând vreau să ne spună Sinner ce s-a întâmplat, de nu mai există groapa Daniden. Treaba asta în felul următor, Snick a acoperit această groapă pentru că a făcut muncă fără nume, comunității. Da, păi nu, a trebuit și filmat și... Vreau să-l felicit în primul rând pe domnul Znic pentru... Felicitări, domnule! L-am ajutat și eu, desigur. Am recondiționat toată parcela, după cum puteți vedea, dar chesturile le-am lăsat aici și a sugerat să fie date foc la toate itemele. Plus că eu am curios ce se va întâmpla. O să fie un soi de războiul depozitelor. Trebuie dat și tot ce este pe plot o să intre în posesia cumpărătorului, ok? Noului proprietar. Dar vreau să vă retrageți cuvintele, pentru că nu mi se pare corect să felicitați pe cineva că a furat și că a făcut muncă în folosul comunității. Doamne, eu vreau să-l felicit pentru că după ce a furat, a devenit un cetățean model Așa da. Asta voiam să spun. N-am spus cu subiect și predicat, dar acum s-a înțeles. Și iubesc oamenii. Felicitări, bine ai revenit în comunitate. Ok, deci. Licitația, v-am zis, o să rămână tot noului proprietar, deci 5 chesturi. Din câte vă zic, Daniden o căuta multe diamante și s-ar putea să-i găsiți banii prin chesturi pe undeva. Minte, nu e. Ce mă, e sărac Dani lipit? Cum bă, că aveau bani? Să verificați, nu mai cumpăr nimic. Nu mai are. Ce ziceai, Mandarine? Picat în lavă. Ce am zis? N-am zis nimic. Stați un pic să ne înțelegem. N-avea mulți bani, Daniden. Chiar avea la început. Ba da. I-a luat cu el și a plecat în Maldive. Băi, eu cred că i-a îngropat, sincer. Da, deci poate comoara e ascunsă undeva. Bun, păi atunci nu luăm în considerare că ar avea ceva bun pe plot și începe licitația de la 10 năsoși. Start. 11. 20. 20 de la Zasami. 25. 40. 40 50. De la Sinner, 50 de la Ovițanu, 60 de la Zasami, 80 de la Pincanos, am înțeles. 100. 100 de la Zasami. 101. 120. 110 de la Zasami, 100 de la Pink. Mai bine 120 Pink. Luăm Sami, gata. 121. Nu mai 121 umfla Zasami. 140. 140 Pincanos. Prea mult pentru. Mamă, cum se uită Sami la retracție. 142. Oricum dai explicat atât. Ce, tu n-ai voie? Ah, bine, 160. Dar de ce n-au voie? Cum adică? Stai, okay. 160. 160 Pink o dată, de două ori, de trei ori vândut Pincanos cu 160 de năsoși. Să vă bine, bani. Pincanos! Da. Să vedem banii, Pincanos. Ah, da, să mă duc acum să-i aduc? Bun, haideți către următoarea licitație și după aia alegerile. Let's go. Ce se întâmplă cu portalul, domnule? I-am luat noi terenul lui Sami ca să nu trebuiască să plătească el și îl dăm. Ar trebui să nu mai aibă voie la a doua licitație. Eu doar mă uit. Aici sunt de acord. Pot să fac un împrumut prietenesc de la dumneavoastră și vă voi înapoi a banii? Ia uite-l mă cu cămătăria. Ca să pot să intru și eu la licit. Cămătăria. Uite, foarte sincer, am 142 de năsoși și n-am să cum, pentru că și eu vreau să licitez. Dar poți să duci în primul ies, să te uiți în chesturi. Unde a 5 case, că ăla e plotul meu cu ciuperci, cu alea. A, un primar modest. Da. Da, Pink, dar de ce umbli cu lingouri de aur în mână? Gen, dacă vine vreunul și stai mâna ce și fără... Nu am perfect încredere, prieteni. Că sunt în siguranță. Domnul cu primar, poliția. Primim cu bani banca sau fără? Băi, cum adică? Nu mai banca nimic este aici. Banca este goală, m-am ocupat. Bă, de ce vorbești, mă, cap două, că poate erau niște bani acolo? Nu mai erau. Bine, am verificat. Nu, că fraudat. Deci, domnule, acum vă explic. Da, spuneți, domnul Zosami. Opa, din păcate, îmi pare rău. Dar de ce se sparge așa ușor ăsta? Păi, din plastelină. Aia e din plastic. Aia e din plotul ăsta. E din marton. Când te mai enervezi, fă-ce-și-a șerup tot ce ai. Bă, pune-mă gardul înapoi. Are probleme de personalitate, domnul primar? Am nebunit. Ok. N-ați văzut până acum. Stai, unde-i... Am avut o bazucă. S-a pierdut bucata. Aia e. Am avut și gard. Și strâmbă.
Dăm două secunde cât se repară totul. Ok, suntem la al doilea plot și ultimul de astăzi. Se licitează plotul vechi al vechii bănci. Ideea e că rămâne clădirea, rămâne tot, faceți ce vreți, luați materialele, le vindeți, e treaba voastră. Se vinde cu tot ce e pe ea. Avem informație de cât e de lung și lat? Cu clădire, da? Cred informația... Cred că este ca un normal. Vă zic clar că e cam de dublă de față de groapa Danite, din câte văd. Ei, aici merită, da? Pe 12, 13, 14, 15... Cam așa, aproape dublu. Nu, aici la lățime e la fel. Sami. 27. E mai lung în spate. 27 cu gard. Da, ăsta e mai lung în spate, da. Bun, licitația pornește de la 40 de năsoși. Mamă, mă retrag. Sami, 60 și eu zic 60. Sami, vin la mine. Ok, Sinner și Madalini 60. Păi n-ai voie să licitezi, nu? Vă rog, nu pe stradă, nu pe stradă. Dar nu. Domnul primar, aș preciza că trebuie să aibă vă banii, domnul Mădălin, să licitezi. Aș dori o dovadă. Domnul Pincan, vezi puțin, vă rog. Păi Sami, nu poți să licitezi pentru ăla, mă, că-ți... Vrei să licitezi pentru tine la ăsta, să-l cumperi tu și îl dau ție pe ăsta? Nu, că n-am ce să fac cu el. Nu, bine. Da, nu licită. 70 de la Sinner. 90 de la mine. N-are voie. Nu ai, mă, ai 90. 90, mă bag la licitații. Ok, ai 90 bani de la Znic. Deci dacă are 90 și nu minte, nu-l băgăm la pârnaie, dar dacă minte că are... Intri la pârnaie două zile. Da, două zile. What? Păi continuați licitația. Păi nu mai vrea nimeni, ea. De niște bani. Dar cât o bidat? 90. Putem să facem aici împreună 90, ceva. Bun. În primul rând, cer eu dovada faptului că aveți 90. Dăm 30, să-ți dau 100. Deci vreau să uitați chiar la mine în mână. Nu s-a încheiat licitația, dar vreau la mine, că vi dau înapoi imediat. N-am nimic. Am adus doar avansul, restul i-am acasă. Dar vă pot arăta avansul. Fără cămătărie. Acesta este avansul. Doar intrarea. Asta e efectiv salariu. N-ai. Cum să fii din salariu? Dacă în momentul ăla aveți 2 minute la dispoziție să veniți să-mi arătați banii, dacă nu o să cer să fiți arestat. Din momentul ăsta, wow, stai. Ok. Hai. Du-te și a banii. Mamă, domnul Snic pare că are numai probleme cu poliția. Hai, facem ceva. Nu fac cămătărie, Mădăline. Da, vă auzim foarte bine, Nu. Ok, s-a înțeles. Nu știu dacă știți, dar la bancă se pot face împrumuturi. Da, Mădăline, du-te la bancă. Da, poți să fac împrumuturi. E cam târziu. Se numește împrumutul primul plot. Primul plot. Bun, ok. Domnul Znic a revenit direct în pușcărie. Mă iertați, am probleme cu Da. O să ai răgușit, Znic? Hai, vino, Stincane, vino. Lasă așa. Cât ai zis Ovidiu ultima dată? Care era ultimul? 60, parcă a zis? Ok, 60 Ovidiu. Hai, mergem mai departe. Cine dă mai mult de 60? 62. 62 Mădălin. 65. 65 Sinner. 66 eu. Ok. 66 Ovidiu. 70. 70 Mădălin. Du-te în partea aia, Bun, 70 Mădălin, hai, dă-i. 70 Mădălin odată, 70 Mădălin. 75. Sinner odată. Dar poți să fac acum împrumut. Mamă, din poliție. 76. 76, domnul primar Nocivanu. 77, 80 Nocivanu. 80 Nocivanu. Sinner odată. 100. 100 de la domnul primar. 101 de la domnul Sinner politician. 101 odată, 101 de două 102. Ori, 102 de două ori avem aici la prietenii noștri, trebuie să bideze unul mai mult, din păcate, n-aveți cum amândoi. Ok, din păcate n-aveți cum amândoi. 120! Wow! Ok, 120 odată, 120 de două ori. Ce bă? 130! 100... Mamă, să mă bate tot acum... Domnul Nocivanu, 130 odată, 130 de două ori, 130 de două ori. Corupt! Vândut! Pentru domnul Nocivanu, dacă mai ești pe stradă, Sinere, te-am rupt cocoașa. Nu, că arătam asfaltul. Let's go! Și știți de ce merită? Vă zic încă de pe acum. Costă 10 năsoși o linie din asta. Deci o linie? O linie, tragi o linie așa. Wow, ok. Domnul primar, trage linie. Ce? O linie de blocuri. Mamă, mai da, rău. Da, tare. Deci cine a câștigat până la urmă? Nocivanu. Deci domnul Nocivan costă 30. Felicitări. Da. Iar o să fim vecini, domnul Nocivan. Acum o să și pun banii la bancă, la primărie, dați-mi două secunde. Mai e bani primare. Adu-o și tu banii, prin canos cât era. Aș dori să se treacă prin mâna mea banii, vă rog. Nu? Să nu prindă cineva rucsacul ăla, că-i jale. Ce-i acolo? Pune-i acolo în rucsac, că-s banii. Băi!
Mădăline! Ce fac, Mădăline? Aruncă banii ăia, 8 de 5 în momentul ăsta, ai 5 secunde. Cât? 5? 6 de 5? 8 de 5, 5, 4, ok. Mamă, a făcut o gherlă, Mădăline, a vrut să... Păi dacă a fost... Și 30 de 1, o să sami, te rog. Nu, n-am 30 de 1, eu i-am aruncat pe toți la... Ah, da, le-ai, mi s-a pus mie aici, corect. Bă, nu, Civane, dar eu mi-aduc aminte că la mine era 160 parcă plotul. Asta-mă, 140 reducere de la primărie. Nu se poate că se mai lucrau oameni, 160. Da, mi se pare corect. Da. Ai, nu mai țin minte exact. Hai. Bun, ia să vedem, uite, ai 100. E corect. Uite cum aruncă, e luat 200. Să-ți dau restul. Da, dăm restul 40. Ok. 40. Domnul Mădălin, de unde ați cumpărat acest costum frumos? Că vreau să achiziționez și eu unul. Bun. Deci, plotul acesta este al meu, plotul celălalt al lui Pincanos. Hai la alegeri. Hai la alegeri, alegeri. La alegeri, haideți la alegeri. Bun. De când așteptam acest moment? Haideți. Să facem o vânzare, cumpărare, Sami, de aia pe 0,3. Da. Ei, dar ce sunt eu, mă, bancă? Nu l-aveți pe Bovițanu? Vreți să-mi promuturi? Fiți atenți, am o propunere pentru voi, prieteni. Ce ar fi ca votul acesta să fie public? Da. Sunt de acord. Nu mai să fie și două voturi. Două voturi? Deci, dacă nu, e nevoie... Nu, cred că concurează mulți. Deci fiți atenți. Dacă vreți, eu am deja cărțile pregătite, Book and Quill-urile. Deja sunt aici, ales pregătite. Am una, două, trei, patru, cinci, șase. Șase am pregătite. Și cum doriți, hai să votăm, vot cum public vreți. Sau vot privat? Eu vreau vot public, dacă public, se poate. Public, dar nu se supere nimeni. Și eu tot public. Dar nu, normal, n-are de ce se supere nimeni, frate. Adică n-aveți de ce, asta e ideea. No. Așa, vreau așa. Un rând de aplauze pentru domnul Znic, pentru că are și mult curaj. Doar pe prima lui. Haideți. Bravo! Mulțumesc. Dragi prieteni, astăzi... Nu sunt aici în cantitate, prieteni, dragi. Nu candidez chat, nu. Astăzi, aici, nu e vorba despre cine va ieși primar. Este vorba despre cine va rămâne prieten cu cine. Iar eu vreau să fiu prieten și cu tine, și cu voi. Pentru că eu iubesc acest oraș. Eu ai venit aici m-am văzut crescând aici și aș vrea să-mi văd toată familia. Fără comentarii, domnul Pink. Strică campania. Nu mai. Crescut aici. Gândindu-mă pe acest geam, parcă îmi văd copiii crescând în acest oraș. Iar acest oraș poate ajunge așa doar dacă un om se va ocupa de el. Un om plin de încredere și dorință și voință. Dar eu simt că sunt omul acela, pentru că voi, prieteni, sunteți prietenii mei și vă iubesc. Vreau să văd acest oraș crescând și copiii noștri în el. Atât. Mamă. Ok, felicitări! Un rând de aplauze! Bravo! Bravo! Znic, te votez dacă ce zici. Mulțumesc! Mădălin, păi punct planuri, în plus pentru curaj, că a fost primul, respect. Da, păi și planurile pentru oraș. Loc, următorul am candidat. Venit în cantitate. Eu nu sunt acum. Prea tare. Te pup, snicare, mă. Haide, Mădălin. Nu sunt eu sinere, tu ești. Nu, mă trești, Mădălin. Noi nu concurăm la primărie, că am fost deja în administrație. Și tu ești antepenultimul. Am fost deja în administrația orașului ca consilier. Stați să mă uit la dumneavoastră, să vă pot vedea ochi în ochi. Bun. Bună ziua, vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru că m-ați ales și ați decis ca să pot veni în acest oraș minunat pe care l-ați construit și eu sincer nici nu am fost ca să văd toate construcțiile și să vă pot ajuta, dar promit solemn că dacă voi fi primar, pe fiecare în parte o să vin să vă întreb dacă aveți nevoie de ceva, salariile o să fie mărite și o să fie astfel încât fiecare are activitatea cât mai mare, adică cu cât ai activitatea mai mare, cu atât o să poți primi salariul și mai mare. Materiale, putem să vă ajutăm, adică împreună să luăm inițiativa ca să putem ajuta la materiale și la construcțiile pe care vreți dumneavoastră să le faceți pe viitor. Vom adăuga noi ocupații în oraș.
La care, bineînțeles, că o să ne gândim împreună, dar chiar adică n-are idei, adică n-are idei. Face acest lucru și da, decizia este în mâinile dumneavoastră. Eu vreau încă o dată să vă mulțumesc, indiferent de situație, că mă votați sau că nu mă votați. Eu sunt alături de dumneavoastră și dacă nu se poate acum, se poate pe viitor, niciodată nu se știe. Eu sunt aici alături în acest oraș, oricând la orice oră. Bine, asta a fost. Da, asta este tot. Bun. Frumos, frumos, frumos. Bine, Mădălin. Ai un vot de la mine, Mădălin. Ia loc. Hai să nu spunem, încă influențăm. Da. Dragi prieteni, dragi cetățeni, nu vreau să mă repet din nou. Iubesc acest oraș, sunt aici de la început. Mamă, ia uite. Fac datoria de constructor, de polițai, cât mai bine. Dar, pentru funcția de primar, am venit cu 3 proiecte pe care aș vrea să le realizez în mandatul meu. O regulă care ne va avantaja pe toți. Și desigur, un eveniment. Eu vreau să felicit pe domnul Cibanu pentru primul mandat ca și primar din acest oraș. Ce lingușitor! Iar acum, ca și proiecte, aș avea în felul următor ideile. Mm-hmm. Primul proiect pe care aș vrea să-l fac este amenajarea unui portal, un portal de Nether. Pe lângă portal aș dori să facem și un hub în Nether unde să ne putem orienta mult mai bine și să ne ajute pe toți în orientarea din Nether. După aceea, al doilea proiect este evident continuarea primăriei pe care a început-o domnul primar cu domnul consilier. Ar trebui să terminăm primăria. Mai aveți 10 secunde, îmi pare rău da, că... Da. Spuneți. Și un ultim proiect ar fi o biserică și vom angaja un preot. Pe lângă aceste proiecte vom face un eveniment de treasure hunt. Iar regula pe care aș vrea să o impun este o regulă legată de mending. Aș dori să implementăm mendingul în oraș, dar limitat. Vom avea voie la 5 mending și odată ce putem folosi mendingul... Îmi pare rău, vi s-a scurs timpul. Încheiați? Da, odată ce vreți să folosiți mendingul, va trebui să se perceapă o taxă. Atât. Okay. Mulțumim! Okay. Ovaționează, nu știu ce se întâmplă. Sami, stai, face bine să pui și tu mendingul, ești nebun, că altfel... Care au propus proiecte până acum... Voi nu știu ce ați propus. Da, au lingușit mai mult. Bună ziua, domnul Sami, aveți cuvântul. Îmi dați cuvântul, vă rog frumos, domnului primar. Da, aveți cuvântul, vă rog, un minut. Deci, da. Bună ziua, Mind City. O să fiu scurt și la obiect. Dacă o să ies primar, mandatul meu o să se axeze pe libertate și comunicare. Practic, vreau să fim prieteni între toți. O să vin direct cu niște liniuțe frumos chat cu proiectele pe care vreau să le fac. Domnule primar, mulțumesc. Mai plac, deci vreau să facem așa. Vreau să extindem orașul foarte, foarte scurt. Vreau să construiesc un pod către ocean în acea parte de acolo, să explorăm zonele noi. Vreau să construiesc o pescărie, vreau să construiesc un port cu bărci și fiți atenți aici. Pescărie. O să aduc pe Mind City minim 2 joburi noi. 2 joburi care o să aibă efectiv tot. O să aibă de la salariu până la ocupație cu tot. Cu moduri cu alea așa irelevant. Vreau să înfrumusețez orașul legat de de parcuri, de asta deja s-a vorbit și legat de constructor, constructorul de din organizatul de acum. Nicio problemă, nicio problemă. Așa, constructorul de acum mi se pare că nu prea s-a axat pe chestiile pe care le-a avut el și o să îl ajut și eu. Cam ăsta este mandatul și sper că vă place, vă mulțumesc. Mamă, Sami, zi de mending-ul ăla. Bine, Sami. Nu vă loviți, vă rog frumos. Mulțumesc. Ok, acum am o întrebare pentru voi. Votăm 2 persoane sau o singură persoană? Eu zice să fie mai interesant cu 2, sincer. 2 și poate cine iese pe locul 2 are posibilitatea să devină consilier dacă să vrea. Să fie consilier. De acord, da. Ok, de acord. Bun. Nu a zis nimeni de magazine. Păi ce cu magazinele, mă? Păi ați mai fi avut 2 cuvinte de spus. Am zis de 2 joburi, nu mai băga să fie totul mai frumos, pe rând, fiecare candidat are dreptul la 2 întrebări, ok? Deci putem pune 2 întrebări la fiecare candidat. Deci sigur. Cine dorește pe rând puteți, nu trebuie să respectăm aceeași ordine. Orice candidat poate veni și să îi adresăm câte 2 întrebări. Bine. Nicio problemă. Hai aceeași ordine ca să nu fie. Domnul Zic, am eu o întrebare. Sigur că da, întrebați. Ce proiecte ați vrea să faceți? Pentru că nu ați specificat niciun proiect. Haideți să vă răspund
Dar la această întrebare este cu altă întrebare. Un minut maxim, vă rog. Haideți să vă răspund la această întrebare cu altă întrebare, domnule Sinea. Oh my god. Legat de întrebarea dumneavoastră. Vreți gagicuți în orașul ăsta sau nu? Nu. Am soția acasă. Doamne. Dă-o pe altceva, zic aia repede, repede. Este etern. Oh my god. Dacă nu vreți gagicuți. Ma, Leu, eu vreau un calculator în sat. Na, e gata. Hai, lăsați-l să vorbească, vă rugăm. Gagicuțile era tot ce aveam. Ok, și totuși bine. Alte proiecte? Deci, aș vrea să fac în primul rând tot ce vreți voi. Aș vrea să fac cazinouri cu gagici, vreau să fac confetării cu gagici, vreau să fac pizzerii cu gagici, parcuri cu gagici, numai gagici. Ceva fără gagici? Nu, pentru că gagicuțile sunt importante. Eu zic că ne-am lămurit cu domnul Snic. Da, da, e clar, e clar. Puteți pofti la loc, vă mulțumesc. Snic, vreau să fac nebun. Următorul. Sunt aici alături ca să îmi spuneți ce întrebări aveți. Ok, are cineva întrebări? Da, domnule Mădălin, aș putea eu să vă întreb, cum credeți că puteți să ajungeți primar când toată lumea vă știe ca ultimul hoț? Ultimul hoț? Afirmație. Domnule Pink, haideți să nu exagerăm atât de tare, adică... Ok, răspundeți totuși la întrebare, domnul Mădălin, că până la urmă e o întrebare. Care? Da, bineînțeles. Păi, în primul rând, n-am furat de la nimeni nimic, adică cel puțin care trăiește acum și este prezent în oraș, n-am furat nimic de la nimeni. Hai, deci ai șefui doar morminte. De la ce s-a mai decedat și a mai plecat de printre noi? Hai, Dumnezeu cu mila, nu știe nimeni nimic. Ok, ați primit răspunsul la care vă așteptați, domnul Pink? Da, să zicem. Dar, okay. Mare parte nu, de la ăsta n-am furat nimic, de la oricine am de aici. Am eu o altă întrebare, vă veți opri din furat dacă deveniți primar? Bineînțeles, păi, dar ce primar? Toată lumea zice asta, mulțumesc. Am și o întrebare. Da, spuneți. Cam multe întrebări, da, spuneți. Cum ați venit cu o combatere împotriva furtului, domnule Mădălin? Împotriva furtului, păi v-am spus mai devreme, salariile să crească, pentru că dacă salariile sunt mici, normal că automat omul vrea să fure, să devină din ce în ce mai bogat și mai avut. Domnule Mădălin, dovediți că nu aveți cunoștință despre economie. Dacă mărești salariile la toată lumea o să fie la fel de săracă. Domnul Pink, asta e propunerea. Asta este și ideea, domnule Pink. Asta e și ideea, domnule Pink. Păi de ce să fiți dumneavoastră cei mai bogați și restul să fie săraci? Haideți să fim cumva toți la un nivel. Păi Robin Hood, mie mi se pare ok ce ai zis domnul Pink, dar nu trebuie să intervenim, e propunerea domnului Mădălin și ar trebui să o respectăm. Adevărat. Ok, bun. Gata cu întrebările, următorul candidat, dacă se poate. Păi da, am zis două întrebări, deja era a treia. Hai, Sinare, dai bătaie. Hai, Sinar. Bun, întrebări pentru domnul Sinar? Da, am eu. Bine, hai, Sami, toată lumea are întrebări. Okay. Domnule Sinar, cum credeți că puteți să deveniți primar dacă sunteți atât de corupt? Domnule Snic, nu cred că are legătură polițaiul cu... Aveți dovadă, domnul Snic, pentru acuzațiile făcute? Îmi retrag întrebarea și o să-mi formulez întrebare pentru dumneavoastră. Cum este ca primul primar... Spuneți. Domnul Snic pune întrebări. A pus întrebarea și gata. Vreau să reformulez întrebarea. Ok, reformulez întrebarea. Și cu asta o să termin tot. Domnule Sinner, știți să-mi explicați cuvântul corupție? Păi asta este singura mea întrebare. Se referă să respectăm niște legi și să pedepsesc infractorii? Da, se pare că... Asta înseamnă. Domnul Sinner, vă permit întrebarea pe care ați dorit să o adresați. Așa, domnul Snic, cum este să fiți primul primar hoț? Primar, păi nu este primar. Wow. Nu, dacă are și primar, cum ar fi să primul candidat, vrei să zici, primul poate. Candidat hoț, care a fost cu dosar penal, are cazier. Dosar penal? Da, ok, se aruncă niște acuzații, vă rog să ne oprim. Vă rog să blasfemii. Ne oprim. Oh my god, acuzații de geaba. Ok, alte întrebări, depășim momentul, alte întrebări? Da, am eu o întrebare, dacă se poate. Ai propus ceva, Sinare, legat de Nether, corect? Da. Vreau să-mi zici care e potențialul pe care tu-l vezi în Nether, pentru că eu știu, adică cel puțin eu nu văd niciun potențial în Nether. Adevărat, ok, treaba asta în felul următor. Cu toții știm că Nether-ul ne poate ajuta să ne deplasăm mult mai repede, așa că putem face unele lucruri mult mai departe de oraș. Iar cu mașinile, dacă se poate circula cu mașinile Nether, nu știu sincer dacă se pot folosi. Nu se poate. Ok, în orice caz putem face niște drumuri unde putem ajunge mult mai ușor la unele locații.
Am înțeles. Da, da, da. Deci practic am... Cred că da. S-ar putea utiliza net, dar probabil aduce cumva eco, probabil. Da, 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 da. Am înțeles. Okay, vă mulțumesc. Să continuăm, vă rog frumos. Da, hai, dar aș, vă mulțumesc. Nu mai pot să-l văd. Aș mai fi avut eu, aș mai fi avut eu o întrebare, dar e ok, e ok. Lăsați, okay, lăsați, spuneți, este suficient. Nu, dar chiar e ok, dacă este rapidă, nu mai suport. Da, dacă e rapidă. Bă, cum adică nu mai suport? Vreau să întreb că de ce vrei să construim la depărtare când poți să aduci totul aici? Atât tot. Am zis dacă este nevoie de să construim, de exemplu, ceva ferme de animale și să nu miroasă lângă am înțeles. Oraș. Cred că da. E ok, perfect. Bun, ok. Domnul Sami, ultimele întrebări pentru domnul Sami, vă rugăm. Ne da. Puteți spune detalii despre noile joburi cumva? Nu vreau să dau detalii pentru că adică de vreau ce? Pentru că vreau să rămână ceva care să fie un fel de eveniment, înțelegi? Mm-hmm. Când o să fie evenimentele respective. Sunt două joburi. Am specificat un număr exact, două joburi. Câte întrebări au toți? Cu tot, cu moduri și cu tot, da. Sunt super utile, aduc o utilitate crescută sau sunt mai mult de, nu știu, de distracție, să zic așa. Nu, deci unul este legat de foarte mare utilitate și unul să fie legat, deci unul e legat de foarte maximă utilitate, mm-hmm, și celălalt, okay, al doilea este cumva mai așa, mai nu știu dacă o să fie foarte mare bătaie pe al doilea, dar pe primul garantez că o să fie. O să aduceți la pachet și moduri pentru aceste joburi? Am spus cu tot cu moduri adăugate, da. Am auzit, dar nu n-ați detaliat foarte da, mult. Da, 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 sigur, de alte întrebări? Mă, da, vreau și eu să întreb. Da, bun, domnul Sting, da, da, și după a, domnul Pink. Da, păi și eu voiam să întreb. Voiam, și voiam după să domnul, întreb... domnul Sinner. Da, da, da. Mamă, în trecut, da, ați avut legături cu sistemul securist? Nu, nu, ok, nu are sens întrebarea aceasta, domnul Pink. Da, vreau să întreb, uite, știu că Sinner a pus problema mendingului, vreau să știu, Sami, dacă ar fi de acord cu implementarea unei taxe de, să zicem, chiar și 100 de nesoși pe carte cu mending pusă pe... ceva. Da, am dacă n-ai fost atent destul la început, am spus mandatul meu se axeze pe libertate și comunicare. Păi nu știam că aia implică specifica da. Nimic de mending. Păi nu, da, dar acum vine cu întrebarea legată de mending, deci da, adică dacă o să fie o majoritate care dorește mending, o să facem mendingul să fie ori cu taxă, ori o anumită, da, adică să există o permisiune, da. Deci sunteți domnule politic, să fie scump, să mai puțin, domnul Madalin, pe rând, domnul Sami, aș avea o întrebare da. Legată de pescărie, am înțeles că vreți da, să da, construiți da. O pescărie. Pescărie. Credeți că ar ajuta foarte mult orașul această pescărie? Pescăria nu o să fie ceva care să necesite un job, dar cine se... Practic este un job care nu ar fi foarte mare bătaie pe el, dar o să fie un preț destul de crescut la... salariu și acolo o să vorbim de o fermă automată de pește, pentru că peștele e greu de făcut și de, adică înțelegi? Am înțeles. Mai am pe lângă pescărie, a zis că o să construiți un port, ceea ce o să implice da. Și ceva moduri, adică o să putem să ne deplasăm mai ușor pe mare. Cu bărcile? Da. Ok, am înțeles. Asta a însemnat port. Mama. Exact, adică port cu bărci. Da, am înțeles. Ok, înainte să pun întrebarea la domnul Mădălin, aș reveni la domnul Znic, dacă ați putea reformula întrebarea legată de securism. Cred că s-a înțeles foarte bine ce am vrut să... Ok, dar... Da, domnule Znic, nu am avut nicio treabă cu... Adică, deci, vezi, sunt îmbrăcat în uniformă, am respectat legea. Ați primit răspunsul necesar, domnul Znic? Să zicem că da. Ok, domnul Mădălin, cu ultima întrebare. Sigur. Domnule Sami, bă, da, toată lumea întreabă. Din polițist rău care efectiv a spus cu bulanul pe toți de pe aici, adică puțin pe mine, am trebuit dată la pușcărie. Credeți că puteți să deveniți prieteni cu toți dacă veți deveni primar? Păi domnule Mădălin, să ajutați pe toți? Păi scopul meu ca polițist, ca ofițer, cap de poliție, a însemnat să-i fac pe toți să înțeleagă ce înseamnă legea în Mine City. Eu nu i-am pus că am vrut, am avut ceva cu cineva să... De ce împărțiți bani? I-au picat banii pe jos. Mi-a căzut vedeți, este corupt domnul Sinner. Bun, ca să continui. Eu pur și simplu am respectat legea și am aplicat legea pe care am făcut-o pentru toată lumea. Să fie toată lumea la egalitate. Să nu existe unul care poate fură și care face chestii de genul. Să fie toată lumea egală. Ok. Ok, da. Bun, vă mulțumesc pentru răspunsurile oferite. Declar sesiunea de declarații închisă, începe sesiunea de vot. Acum, okay, cum procedăm?
O să vă întreb pe rând și îmi spuneți cei doi aleși în 5 minute de acum, după ce vă gândiți, sau scrie undeva. Ce să ne gândim? Că deja ne-am hotărât, cum adică? Deja, gata. Ok, păi nu, poate cineva are nevoie de timp, Pink. Eu cred că ne-am gândit. Cine are cineva nevoie de timp? Are cineva nevoie de extra timp? Mădălin. Deci are cineva nevoie de extra timp? Nu. Și eu propun să începem cu domnul Znic. Ok, tot primul. Se începe sesiunea de vot. Cine dorește să voteze primul? Notează tu în carnețel, te rog, cum sunt voturile, te rog. Ok. Păi, cine dorește să voteze primul? Puteți câte un vot de fiecare sau două? Bun, pot începe eu dacă nu? Un vot de fiecare, corect? Sau să las eu votul la final pentru că poate ar conta mai mult cum am fost primar, să nu cumva să influențez. Ba da, lasă. Hai să începem cu Pink. Nu eu... era vorba cu două voturi, ca să fie mai interesant. Da, două voturi. Două voturi. Ok, da, bun. Da, atunci, da. Okay, bun. Hai să înceapă Pink și o luăm așa pe rând. Da. Bun. Okay. Domnul Pink. Eu votez pentru Sami și Sinner. Ok. Bun. Perfect. Domnul Sami. Eu o să votez pentru Sinner și Mădălin. Ok. Aolo. Și Mădălin. E de rău asta. Ce șobolan adevărat e Sinner, îmi place cum gândești. Wow, Sinner, ok. Hai să le oferi credite. Adaugă mai mult, Ovidiu, gândește-te bine. Ovidiu, penultimul vot. Oricum știu ce votează Ovidiu. Gândește-te foarte bine. Ce votez eu? Hai să vedem, ai zis că știi. Sami și Sinner. Corect. Mamă. De unde știu? Doamne, cred că vede ceva prin Ok. Bun, prieteni, vreau să vă spun cum stăm până acum. Deci, în momentul de față, avem așa. Sami 4 puncte, Sinner 3 puncte, Mădălin 3 puncte, Znic 2 puncte. Cum are mă Sami doar 3? Ah, nu are 4, ok. Da. Okay. Votul final este Sami și Sinner. Asta înseamnă că îl declar pe The Sami primar și Sinner dacă dorește consilier. Bine! Sami 5 puncte, Sinner 4 puncte, în rest 3 sau 2 puncte, nu mai luăm în considerare. Felicitări noului primar The Sami și așteptăm să țină discursul, iar Sinner să vedem dacă acceptă jobul am de consilier. Am încercat să aplaud, n-am reușit. Ah, mamă, mi s-a luat o piatră de pe inimă să mă bată tata. Băi, chiar vă mulțumesc super frumos, sincer, acum vorbind așa de la prieten la prieten, credeți-mă, de efectiv o să fie cea mai șmecheră săptămână. Practic de mâine se intervine ca primar și, băi, pregătiți-vă că o să fie... Am și uitat multe să zic, am fost presat de timp cu chestiile adăugate, o să fie Caterin, că o să avem toți de făcut chestii, vă aștept și vă pup. Domnule Sinner, vreau să te întreb oficial dacă vrei să devii... Din câte am înțeles de la Nocivanu, eu aș avea 3 voturi și Mădălin tot 3 voturi. Nu, da. 4. Eu sunt la egal cu Sinner. Eu aș avea 4 am votat și eu Mădălin. Sinner. Deci Sinner era la egal când, înainte să votez eu. Sami avea 4. Sinner era la egal cu tine înainte să votez eu și Sami avea 4. Și pe Sinner cine a votat? De l-a votat Sami? Eu Pink? Și Sami. Eu și, deci eu am votat pe Sami și pe Sinner la final. Da, și Pink a votat pe Sinner? Da. Nu știu cine a votat Sinner. Nu mai puțin ca 3 la 3. Două secunde, Sinner. Vreau puțin să ne oprim. Cine a votat Sinner? Eu am votat Sinner, Ovidiu a votat Sinner, Sami a votat Sinner și cine a mai votat Sinner? Eu. Și poate. Pink a votat Sinner. Deci sunt 4 voturi pentru Sinner. Ca să iau-te-l să pe Mădălin, mă. Da, aș vrea să-i ofer oportunitatea lui Mădălin să fie consilier. Nu, deci eu zic în felul următor. Stați un pic. Nu că n-aș dori să fie Mădălin consilier, dar consider că ar trebui ori cel de-al doilea, ori The Sami să facă un event sau ceva. Nu, o să vreau să fiu consilierul lui Sami. E ok. Poate data viitoare să mai mult noroc, oricum nu... Wow, ok, e deci pentru mine. Deci Sinner se înțeleg că vrei să fii consilier, corect? Da. Ok, bun. Nu vreau la greu. Vreau să întreb acum, ținând cont că Nocivanu practic de mâine nu mai e primar. Eu aș vrea ca fiecare, adică eu o să repet și să-mi ziceți, vă rog, dacă zic bine. Mădălin, tu ești, tu acum ai jobul de mecanic, corect? Exact. Bun, domnul Nocivan primar încă până mâine. Pensionar. Primar până mâine, mă gândesc, corect? Da. Domnul I Hate Pink, Bogătan.
Nu? Păi eu eram consilier și da, pot să rămân bogătan. Consilier până mâine. Consilier până moare, ok, până moare. Bă! Așa, 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 până și după, după consilier ai vrea să fii ceva sau? Bă, nu cred, dar o să mă mai gândesc să văd. Ok, domnul Vițanu rămâne ca bancher, ok, bun. E bancher acum momentan, Sinner la poliție, Snic nu are nimic, corect? Am fost. Da, nu o să mai fie constructor. Ok, bun, 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 nu, perfect. Pot eu să fiu constructor. Eu aș vrea la poliție. Bun, perfect. Păi atunci trebuie să vorbesc cu Nocivanu, că ținem cont că el e momentan, nu știu cum să facem, cum se oferă joburile. Am putea să devenim constructori. Noi am convenit cu toții. Da, ar fi o idee bună ca să toată lumea trebuie normal să renunțe la job, dar dacă nimeni nu dorește jobul respectivei persoane, poate să-l continue, dacă dorești. Ar fi ciudat că eu să rămân ofițer și... Și eu la fel. Asta n-ar fi posibil. Asta da, n-ar fi. Da, da. Și nu aș vrea să rămân ofițer pentru că trebuie să fac cadou uniforma asta și să fac puțin... Ok, dacă tot vorbiți de cadouri, aș vrea să vă dau un mic cadou cu oricum. Mai sunt primar doar deci așa asta, de formă. Asta e fondul primăriei? Da, sunt banii primăriei, aveți grijă că e greu rău rucsacul. Sami, trebuie să vezi că mai ai niște bani de luat de acolo înainte să-i fure cineva. Da, nu-i problemă, nu-i problemă. Lasă că iau eu și aduc acum. Dar nu ați venit cu o idee legat de joburi. Cum vreți să facem? Vreți să facem iar concurs pentru toate joburile? Bă, da, dar să hotărâm de astăzi, să vedem cine vrea să renunțe sau ce job am vrea. Da, și de mâine, practic, de când se începe tot mandatul, se dau joburile noi, corect? Da, ar fi ok. Nu vreau polițist. Pentru că eu nu mai vreau să mai fiu. N-ai ce să faci ca polițist. Da, mă gândesc, dar... adică nu știe nimeni joburile pe care vreau să le... Să ne stabilim de pe acum. Ăștia sunt banii pe care i-o plătit cineva. Cred că ți-am dat și banii mei 11, n-o să nu sunt sigur, dar asta este. Verifică, te rog, să nu... O să verific și spun după. 65 și 25 de diamante. Ah, ok. Banii lui Mădălin. A, 65? 65 de năsoși. Înseamnă că 11 sunt ai mei. A, 11 sunt ai tăi? Da. Că erau 64 cu încă 13, da, cred. Uite aici. Bun, perfect. Bun, dacă perfect, e ceva, o să... Mi-ai dat unul în plus. Dacă e ceva, o să revin și returnez banii, dacă nu sunt cumva ai mei. O să verific pe filmare. Bun, perfect. Bun, păi asta este momentan. Cred că nu mai e nimic de adăugat. Am realizat ceva. Da. Clubul de maneluțe nu merge fără gagici. Bă, ok, Snic, vino încoace. Arată-i-le, mă, arată-i. Vino încoace, Snic. Am vrut să le ținem ascunse de tine, dar vino încoace să-ți arăt. Aveți gagici? Intră aici. Bă, de ce le Bă, o să le fure. Ana. Dar stai că e Ana și mai este încă una. Uitați-vă ce casă frumoasă. Nu, ne-am luat salariile. Holy shit, acum am văzut casa. Eu chiar cred că merită. Wow. Asta e cumva de pe șmugăl? Da, l-am furat de la niște... E copiată de pe șmugăl? L-am furat de la niște arhitecți, dar nu crezi că am... Wow! Bă, vezi că arată bine rău! Aha, stai bine și rău. dacă deci tot chiar, suntem aici... Chiar merită jobul, sincer. Uite, ce lipsește din casa asta, ia zi-mi. Din casa asta, gagicuțe! Mobilă, bă, Sinere, mobilă! Snic a zis. Lipsește mobilă. Clar mobilă. Sami, fii atent. Dar măcar și Nocivanu cap de ou. A ieșit. Bun, fii atent. Știi că am terenul ăla, da? Da. Dacă vrei să-l cumpăr de la tine? Îmi imobilezi toată casa frumos, cum îți place ție, cum consideri, terenul ăla îl trec în numele tău, nu trebuie să-mi dai nimic, doar mobilează-mi casa. Nu pot să cred. Da. Bine, pentru tine, Sami. În 10 minute am ajuns. Dați mine, domnul Ovidiu? Domnul Ovițan, exact la dumneavoastră voia să ajung. Vă rog frumos, domnul Ovidiu, merge fără carne. Stai puțin jos, domnul Ovițan. Fără carne, domnul iartă. Domnul Ovițan, i-am întrebat pe toți. Ce fac ăștia, mă? Ce lipsește din orașul ăsta și ar vrea să fie adăugat. Deci am auzit de la domnul Snic, am auzit de la Pincan, am auzit de la Sinner, am auzit de la Mădălin. De la mine zin Ovițane. Bă, taci că vorbim mai târziu. Da, auzit de la mine, da. Da. Eu aș vrea neapărat un magazin sau mai multe din care să poți cumpăra toate chestiile necesare. Exact, da. De la materiale, m-am gândit. La, degeaba la magazin dacă n-avem bani, eu sunt sărac. Nu. Asta păi Ovidule, ia legătura cu oamenii. Bă, da, vezi că arată frumos aici la domnul Pincan. Se vede că a fost terminat încă consilier. Grădina. Deci iau cu un dolar, bă, nu fără, s-a dur nici 5 minute. Eu dacă nu fac... Scad preț. Cantități. Eu dacă fac... Bă, cu e mașina aia. Care? Asta roșie. A ta, nu? E a primăriei. O, e... Mamă, de unde, bă, nu le mai furați, mă?
Eu te fură mașina. Așa, vezi că dacă, bă, dacă pun mâncare, pun de asta de mers la luptă cu ea, adică nu, nu vând specialități. Vă felicit pe toți pentru toți. Salut, Nicule. Apa, adică nu-ți vând înghețată, îți vând pâine, pui prăjit. Era zic câine prăjit. Dar, Sami, de când ești acum primar? De mâine sau de mâine? Nu, de mâine, de mâine, de mâine, de mâine. Eu practic încă sunt polițist, gen. Gen. Sinare, cred că iară a trecut strada cu mașina. Păi trebuie să duc pentru că cineva. Bun. Bă, asta e așa, că aia nu e a primăriei. N-am furat eu, i-am. Bă, aia nu e a primăriei, bă. Urcă, urcă. Bă, e mașina mea. Ia, mă, dă-i cu ea înapoi. Hai că mai e. Bă, e a mea. Aoleo. Sinare, oprește-te, bă. Nu mai, bă, ping, du-te, du-te, du-te. Niște mobilă, hop. Bă, acuma. Alea de primărie sunt negre, Sinare, aoleo, dă-o înapoi. Păi ăsta roșii ia mea aia, o fură. Oprește-l, poliț, aoleo. Bă, treci înapoi cu mașina, că am sabia scoasă. Aoleo. Bă, bă, te bat cu tot cu mașină, treci înapoi. What? Da, mi s-a furat, mi s-a furat mașina, gen. Mare mașină. Unde ați furat mașina? A furat-o Mădălin, a fugit cu ea. Stai că am scos bulanul, mâncați ești. Mamă, și mi-am și stricat-o. Mamă. Băi, nici înainte de... Unde-i, mă? Cred că mergem să punem sechi. Unde a fugit, mă? Unde a fugit, mă, cu ea, nu știu unde să zic, a fugit în direcția aia și acum nu știu unde s-a dus. Mau, mă duc să iau avionul, stai. Du-te cu avionul după el. Păi nici ăla nu m-a... Bă, cine a băgat avionul în secție? Eu am făcut asta. Cred că tot Mădălin. Ați nebunit la cap, cine a băgat avionul în secție? Ce căută, mă, acolo avionul? Ia uite-l. Doamne, pupavaș! Eu l-am băgat pe ăla acolo. Sir, du-te și tu în urmărire. Da, acum, acum plec. Stai așa că îl prinde. Găsiți-l pe ăla, mă, că mi-a furat mașina omul meu. Pa, da, bă, ia stai mă tu așa o secundică. Ia că facem și noi o șustă. Ia că facem și noi o șustă, mă. Pink, unde e ăsta? Nu știu. Ia că o tragem și noi pe asta pe dreapta, așa, așa e mai rapidă. Și așa este mai rapidă, las că nu știi, ești nebun. Nu îi spuneți chat, nu îi spuneți, este interzis să îi spuneți. Bă, dar n-am și eu niște blocuri luate, mă? Așa. Da, fric. Ok. Nu spuneți chat. Eu am venit cu Ovidiu, adică m-am plimbat cu Ovidiu până acum, nu poate să confirme și el. Ia uitați că a venit și, și domnul Pink. Ce zice, mă, Mădălin? Luați un loc, domnul Pink. Domnule Pink, de ce i-ați dat vina pe mine? Că mașina este acasă, haideți, noastră. Haideți. Păi știu, ai dus-o acolo după ce ai furat-o. N-am dus nimic, da, acolo ia, a fost ia, de la bun stai, început. Ia stai mă puțin, ia stai mă puțin, ia vin un coace, hai, ia liniște puțin. Bă, dă scaunul încă, așa. Mădălin, intră încă. La interogatoriu, gata. Mă, tați din gură. Ce-și, mă, acolo? Ia uite-l, mă. Pe scaunul, Mădăline. Aveți raze X? Da. Așa. Da. Deci zi, Mădăline, care e situația? De ce, de ce zice Pincanos că i-ai furat mașina? Sincer, nu știu, domnule polițist, de ce a dat vina pe mine. Cred că... Sinare, ce faci aici? Eu cred că a fost atunci de la Sinare toată treaba când i-a mai aud nimic acum, și a dat vina pe mine, practic. Dar eu nu am avut nicio legătură cu toată treaba asta. Sinare a furat mașina, deci dacă dumneavoastră ați fost acolo de Sinare, față... Sinare, tu n-ai fost. A mers ba, cu mașina fost, da, deasupra capului de și Pink a fugit după el. Ia uite, vedeți? Aaa, am înțeles. Da, 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 da. Păi eu... Deci nu, n-am nicio vină. Păi Pink a zis că tu ai... Nu, 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 probabil că m-a înțeles greșit, adică a înțeles greșit persoana. Păi și am întrebare, de unde știi unde era mașina lui Pink? Păi da, acolo a fost ultima dată când am plecat și după aceea a fugit Sinare cu ea. Păi nu a fost ultima oară, că ultima oară când am fost noi acolo de m-am dus să-mi schimb costumul, mașina nu era, că m-am dus eu pe lac. Nu era mașina acolo, atunci nu știu, probabil că Sinare a făcut ceva cu ea, eu așa știu că odată ce am plecat de acasă... Ia stai să-l chem pe Sinare, Sinare ia vină încoa. Gata șeful. Auzi ce zice Mădălin. Ce zici tu... Ce zici mă? Zi mă! Zi mă ce zici! Bă, nu scoate da, că aici da. E pe...
Păi uite, azi... vine și dă mine cu... Așa, n-am... Ce-am făcut eu ceva, șeful? N-am făcut nimic ca șeful. Așa, zi. Zi, a zis că ai făcut ceva cu mașina. Da. El a furat mașina. Eu am furat mașina, ce mașină? Mamă, incredibil, șef? Cine voia să ajungă primar. Sinare, tu ai furat mașina de acasă pentru că ai crezut... Bine, nu știu dacă ai furat-o sau nu, dar ai crezut că este mașina primăriei. A furat-o, șeful, era parcată ilegal și a mutat-o. Atâta. Și după aia a venit Mădălin și a mers cu ea. Da, deci eu mi-aduc aminte că l-am văzut pe Sinar cu mașina în brațe. Tu atunci o parcai? Da, o parcam regulamentar pentru că era ilegal. Domnul Pincan știe că eu mutai? Nu știa, păi am ridicat-o. Pincane, ia vină cu coace. Așa, deci... Deci n-am nicio vină, Hai să facem, deci, hai să facem. Deci hai că vă zic eu cum s-a întâmplat. Hai, fiat, deci stai puțin. Putem să facem o amiabilă, dar nu, eu n-am fost de vină. Ce amiabilă după ce ai furi omului mașina? Eu? Păi, dar dumneavoastră-ți fură mașina. Deci fiți atenți ce s-a întâmplat. În primul rând... A fost o neînțelegere, domnul Sinăr a crezut că aia era mașina primăriei și a luat-o pe sus. Am parcat da, și eu m-am dus după el, am zis, bă, Sinăr, e mașina mea, mă rog, am luat-o și fiți atenți, când să o iau de acolo, se urcă Mădălin în ea și fuge cu ea. Nu, în niciun caz, în niciun caz. Eu zic să ne uităm pe camere. Deci, domnule polițist, Sami, puteți să confirmați că eu am fost cu Ovidiu, n-am avut nicio treabă și puteți să luați și pe Ovidiu să vă spună. Mă, ce nu minte, mă, Ovidiu pentru tine, mă. Ia zi, nu e mașina stricată că ți-am lovit-o eu de două ori. Vă rog frumos, fără arme. Vă rog frumos. Vedeți cine este violent? Eu în niciun caz. Da, domnul Sami poate să doar confirm, hoț, nu violent. Pe Bing, dar poți să confirm chestia asta că sunt hoț? Nu, pot să confirm eu cum l-am văzut pe Bing. Păi dumneavoastră ați furat mașina, n-aveți ce să confirmați. Ce am furat a fost o mică neînțelegere, înțelege. Deci, original oficial, cine a plecat cu mașina de acasă? Deci, fiate. Poți să-ți povestesc tot ce s-a întâmplat? M-am uitat unde era mașina prima oară. Mașina era parcată în interiorul curții lui Pink. Era în interiorul curții lui Pink, cum intri în dreapta. Așa. Da. La început de tot, când a zis că s-a furat mașina, nu mai era acolo. Deci, practic, eu când am ieșit, acolo era mașina. Deci, cine a furat-o? Mădălin sau Sinăr? Păi Sinăr doar a mutat-o la primărie. Băi, a mutat-o la primărie, Sinăr. Eu am mutat-o la primărie pentru că am crezut că este a primăriei. Da? După aceea... l-am văzut și eu pe Mădălin că s-a urcat în mașină, dar am crezut că nu merge cu ea. Și după aia l-am văzut pe Pinca aleargă după mașină. N-am știut cine conduce. De ce te urcă Mădălin în mașină? Nu m-am urcat. Eu am urcat eu la Ovidiu. Eu l-am văzut că s-a urcat cineva în mașină. Care e Ovidiu? Nu. La Ovidiu am fost cu Duba Misterio. Eu zic să ne uităm pe camere. Nu, acolo a fost. L-am găsit cu avionul, erau amândoi acolo pe traseu. Sigur, da. Păi da, pentru că a fugit și a lăsat mașina la mine acasă. Nu e adevărat. N-am lăsat mașina niciunde, eu n-am mai fost acasă. Bă, ce minte! Vreau să-l întreb pe Pink, ce vrei să facem? Vrei să depui plângere și să apelăm la mai departe, să luăm martor în plus și de-astea sau vrei să... Uite cum facem, îl iert pe Mădălin, dar să mă bată hamsterii, deci mai găsește el mașinuța aia mică. Păi vedeți, domnule polițist, ce facem? Amenință. Dacă nu-i mașina acasă... Nu e amenință. Deja ți-am furat-o și ți-am ascuns-o. Care, vedeți, domnule polițist? Ochi pe ochi și dinte pentru dinte. Du-te și caută-ți-o. Cum e posibil ca din vătămat acum să fie... Bă, tu tași, mă, că scot sabia la tine dacă ieșim afară de la primărie și te bat... Polițist, mă amenință în față de toate noastre. Mi-ai dat gheră la tuning și furi mașina. Vedeți? Bă, mamă, nu știu ce să mai zic. O dăm ca de demult, Mădăline, dacă e. Eu zic să vă uiți să vă rezolvați problemele, sincer. Hai că, bă, mă, mai poți, mă, cu ăștia, mă, dacă nu... Ce faceți, domnule, cu cartul meu? Bă, cartul, aduceți-mi care cartul? Care cartul? Bă, ăla-i singurul meu. Ăsta-i singurul meu cart din oraș. Nu știu, mă, despre ce cart. Mă uit în sus, nu e nimic. Ce faci cu cartul ăsta despre capul lui? Care cart, mă? Păi am dovadă, cum? Stau aici lângă tine să văd ce faci cu el. Nu știu, mă, despre ce vorbești, mai nebunit. Ce faci, mă, la mine pe teren? Afară! Domnule afară, Fing, n-ai voie pe teren! Unde este mașina? Nu știu. N-ai umblat pe aici prin chesturi, nu? Hai să facem o înțelegere, ca să fie kit pe kit. Ia zi. Aduc mașina reparată, dumneavoastră mi-aduceți mașina reparată și ne împăcăm. Că poliția nu că e degeaba, adică trebuie tot să rezolvăm noi. Și îți cer scuze că ai furat-o? Dar nu mai cine scuze, că și asta mi-ați furat mașina și m-ați și amenințat. Păi da, dar tu ai început lanțul de infracțiuni, Mădăline. Păi nu e adevărat că a fost acasă, atâta din cât ați găsit-o acasă, n-am ce infracțiune să fie. Băi, ai furat-o din fața ochilor mei care se uitau la tine, Mădăline. N-am furat-o eu. Cum? N-am furat-o eu, Sinăr a luat-o de acasă, de aici. Ea a fost-o, da, nu, tu ai furat-o din altă parte.
Dar cine a plecat cu ea din de aici, de la dumneavoastră? Cine a plecat? Bă, Mădăline, doar cereți scuze că altfel să mă bată hamsterii de nu mă duc și ți-o ard. Nu cer scuze. Bine, e război sau nu e război? Asta dacă e vrei, hai să o dăm parte în parte. Cine crezi că are armura mai bună? Păi, dar nu mă interesează că aici nu e pe parte în parte. Eu zic că e război la altceva. Pa, păi să mă bată hamsterii de nu te iau la bătaie și îți fur toate itemele, Mădăline, ești sigur? Da, deci o dăm pe război? Cereți scuze. Nu-mi cer scuze, n-am furat eu de aici, deci dacă furam păi tu n-ai eu furat de aici, din curte... Eu nu zic că ai furat de aici, tu ai furat... Păi ok, și ce-a fost? Din fața uite, ochilor cum a zis mei. Domnul polițist? Din domnul fața ochilor mei ai furat. Deci fii atent aici, Pink. Domnul polițist a zis că ce e în afara curții dumneavoastră de aici, n-are nicio legătură. Deci eu n-am avut nicio legătură, dacă el nu e în stare nu ca există, să rezolve chestia dacă să... mașina mea cineva... Du-te la polițist să vezi ce face. Păi, nu contează, mașina scoasă din terenul meu nu e dintr-o dată a nimănui. Ba da! Nu e păi adevărat! Dar nu am furat-o eu de aici, din curte. Păi tu n-ai furat-o de aici, tu ai furat-o din altă parte. N-am furat-o de niciunde. Ai furat-o din fața ochilor mei, Mădăline! Păi și tu ai furat-o de la mine, nu? Adică ce scuze? Cer scuze, tu cer păi scuze. Am tu trebuie să-ți ceri scuze că ai început lanțul de infracțiuni, Mădăline. M-ai împins, la fără de legi, mă înțelegi? Nu te-am împins la nimic. Dai bă, mașina, îți dau mașina reparată bă, și e atent, chit pe adică, chit și gata. Păi nu e chit pe chit, că știi care e faza? Că efectiv gen mașina aia de ți-am furat-o eu e mai bună decât aia ta, așa că ieși în pierdere. Păi dar nu mă interesează, că efectiv, uite, scaunul ăsta RGB e mai scump decât... Păi e inutil ăsta. Decât mașina ta. Păi ce mă contează? Faci păi și vrei să poți să-l iau înapoi? Că poți să-l iau înapoi. Două, trei lovituri îți trebuie. Vrei să-l iau înapoi? Păi e domnul polițist aici. Păi care polițist? Că el e primar de mâine. Păi de azi e polițist. Iar acum, chiar acum e tâmplar. Chiar acum e tâmplar la mine în casă. Pune mai aia jos. Pune-le mă polițistul ăsta. Nu mai e nicio poliție. Suntem numai noi doi, Mădălie. Cereți scuze să nu te aud. Nu-mi cer scuze atâta timp cât mi-ai furat mașina. Deci fii atent aici. Păi dacă cer scuze mă duc să ți-o aduc. Nu-mi cer scuze. Păi atunci nu pot să ți-o aduc. Păi nu ți-aduc nicio. Păi și atunci facem schimb de mașini, ți-ți convine? Păi și atunci rămânem amândoi fără mașini și nu rezolvăm nimic. Păi nu, că tu iei pe aia roșie și nasoală și înceată, iar eu ți-o iau pe aia altă. Păi oricum mă plimb cu mașina, unde mă plimb pe aici? Și oricum aia nu e bună pentru că efectiv pe aici pe străzi nu merge, nu treci de un bloc. Deci n-ai ce să faci, n-ai pe unde să mergi în afara orașului. Păi nu contează, o țin de bibelou dacă e. Păi asta e, atunci țin și eu ăsta de bibelou. Astea! Bă, pune-o mă jos! Pune-o bă, jos. Pleacă-mă de aici. Pune-o jos. Pleacă de aici. Nu pun nimic jos. Bă, o să dau în tine până când o să se pun automat dacă nu. Pune-o jos. N-auzi că o dă pe bătaie iar atunci dacă te bat, nici mașina nu ți-o mai dau înapoi. Cereți scuze. Nu-mi cer scuze. Domnule polițist, ia uite ce face. Cereți scuze și pune mașina aici jos. Deci, nu vrea să ne împăcăm și tot mă amenință ca să-mi cer scuze. Atât adică că n-a fost vina mea și a fost domnului domnului polițist, adică... Bă, Mădăline, știu foarte bine că tu i-ai furat-o. M-am uitat pe filmare, pupați-i și pipota ta de cocârțău. Da, ei, știu că tu i-ai furat mașina de șobolan. Bă, Sami, dar el a plecat, Siner a plecat cu ea de aici, nu-i vina mea. Da, a plecat, a plecat cu ea să ducă la primărie și el a luat cu ea, a luat-o de aici, a dus-o la primărie și tu după aia te-ai urcat și ai plecat cu ea, da. Da, i-am adus aici, în bun simț i-am adus aici. Da, i-ai adus-o după aia în mijlocul lacului, gen. Păi în mijlocul lacului, dar am adus-o. Da, a intrat apă la motor. Bun. Păi ți-am zis că ți-o repar și ți-o apără. Dă-i prâna aia de motocicletă, aia de sus și dă-i și tu aia. Mă duc să-i aduc mașina, dar să-și arăt scuze că a furat-o. Și eu, nu cer nicio scuze că n-am ce, atâta timp. Dacă nu cer scuze, eu nu-i mai aduc aia, Sami. Aia eu n-am ce să zic aici, n-am ce să mă mai bag, dar adică... Nu cer scuze, dacă nu vrei, iese război. Păi nu vreau te bat, îmi iau asta înapoi, o distrug, îți distrug și mașina ta și poți să... Eu îți distrug totul, n-ai voie să intri pe plot. N-ai voie să-i... Pune aia jos. N-auzi? Deci efectiv... Pune mai aia jos, n-auzi? Deci fii atent aici, dacă mă omori, iese război. Deci iese război în cel mai adevărat. Hai să vedem, hai să vedem. Deci îți ar totul. Chit că o să plec din orașul ăsta, eu îți ar totul. Nu mă interesează, ăsta e război. Pune mai aia jos, mă. În dragoste bă, și război tot e pe pune aia jos, că asta e o chestie în plus pe care ai furat-o, nici măcar bă, nu e egalitate deci, acum. Ascultă la mine, nu mai fi căpos, eu nu-mi cer scuze. Atâta păi tu ești căpos să nu-ți ceri scuze după ce ai furat-o? Bă, dar lăsă-mă cu scuzele tale, că nu-mi cer nicio scuză. Bă, nu se scuză, poate, nu bă. Nu-l mai bate, lasă-l. Te bat până pleci de tot din oraș dacă e. Nu mă interesează. Scuze. Bine, ok, plec de tot, dar șutul e de la zero și nu mai ai niciun ban. Păi nu mă interesează, că banii am la mine. Bun.
atunci nu mai e nimic, dacă... Fac casa din nou, dacă e. Pune mai jos. Du-te adui și tu alea, după, deci, du-te adui aia, lasă aia. Domnule polițist, domnule polițist, eu sunt pacifist, n-am nicio treabă, i-aduc totul reparat ca în... Am apăsat amândoi N, gen. Ce? De ce s-a apăsat nu, mă, să n-auzim? Te trolezi, Sami. Ce liniște a fost. Ah, da, mă, bă, lăsați mă jos, că n-avem 12 ani. Păi bine, da. Eu îți las ăsta jos, dar da, aduci tu mașina și ți-o după aia. Da, e perfect, e perfect. Și nici nu-ți cer scuze. Da, lasă, nu de ce, că n-a plecat de la mine toată bine, treaba. Bă, Mădălin, dacă nu-ți cer scuze, eu tot ți-o aduc. Dar să mă bată hamsterii de nu te țin minte și nu mai fac, da, niciun business minte, cu tine. Bă, perfect, cel mai perfect, bogat player din oraș, nu mai faci un ban de pe urma mea, Mădăline. Păi și așa, gata, mai bogat, mai rupt, nu ai făcut nimic. Mi-ai dat gherlă. Nu mai ajuta cu nimic. Nu mi-ai tunat, bă, te-am ajutat. Armura aia de pe tine prima, la cine a fost, mă? Păi lasă-mă, că aia a fost la început, așa. Păi și de ce, dacă aia la început nu se pune? Bă, dar nu ți-a făcut nimic. Incredibil aia, așa ceva, deci, bă. Deci dacă îți făceam, dai dacă un făceam deget, îți ia toată mâna, bă. Dacă îți făceam ceva la casă sau ceva rău, atunci puteai să ai dușmănie pe mine. Dar bă, eu tot o să am, tot o să am. Ce? Înseamnă că nu ești tu de treabă. Pentru că n-ai vrut să-ți ceri scuze. A, păi dacă ești căpos, să stai, nu ceri scuze. Gata, eu căpos! Ia veni să-mi goace amândoi, ia fiți atenți. Am, deci fiți atenți. Bă! Uite, da, adevărat, și te-am scos din lavă. Nu, ia, să ți minte că da, că de treabă. Da, de treabă, mă. Deci, fii atent. Hai, că zicea prea mult. 5 minute amândoi la pușcărie să vă rezolvați treaba în celulă. Hai acum la pușcărie amândoi. Hai, nu mă mai interesează la pușcărie. Nu că ne-am împăcat, mă duceam să iau mașina. Era pe server, ați bierat aici. M-ați făcut pe mine să vă certați acolo cât vreți. Da. Vreau să vă aud cum vă înjurați în pușcărie, cum o să vă o să scrieți o carte în pușcărie. Domnule Sami. Bă, nu mă interesează, Sinner n-are nicio treabă, nu merită să fie polițist, nu ne-a ajutat atât de mult. A plecat din oraș, și după aia v-a lăsat pe dumneavoastră. Ce se întâmplă? Unde-i? Nu-i pușcăria. Asta-i pușcăria? Da, aici e pușcăria, e la ghiulea jos. Una aici. Păi ce, pun tot de pe mine? Nu, doar toate pixurile. Bun. Așa, 10 deci, minute aveți. Deci, la, 10 la minute! Și, nu, la fii atent, la și 5-8 ieșiți de aici. Mamă, păi cum la ieșim și 5-8 aici? Eu vin să te scot, Nu, la și 5-8. Deci dacă îl spargi, te-am spart. Nu-l spar. Deci, cel mai comente, deci, testam asta. Deci dacă îl spargi, ai o oră. Testam să văd. Deci fii atent, dacă l-a spart vreunul, să mă bată vidrele, că eu vă dau ban o oră. Deci eu la ora 9... Da, deci eu scriu slash ban și o oră am dat ban. Gen, să mor de Mădălin? Da, deci eu vă jur. Aici stau. Bun. O oră, dacă ai stricat ceva de aici, ai stat. Ieși, gata, mă, de acolo. Gata. Așa, mă, ieși de aici. Să văd eu cum se ceartă acolo. Da, mă, ce se certă. Bă, Pink, ești fratele meu, brother, ești numărul 1, cel mai bogat din oraș. Ține minte că am fost alături de tine ca să te salvezi din lavă. Bă, da, aia n-am ce să zic că ai făcut, dar de ce nu vrei să-și ceri scuze? Că, uite, bă, Mădăline, fii atent ce ușor e. Bă, Mădăline, îmi pare rău. Uite, așa trebuie să faci tu, gen numai gen invers. Păi da, sunt trei cuvinte, nici măcar nu trebuie să te prefaci că crezi în ele, doar zile. Bă, Pink, dar hai să cerem scuze amândoi, că până la urmă și tu ai greșit. Păi uite, eu tocmai mi-am cerut cu Marica. Păi hai zi, îți cerem scuze. Păi tocmai mi-am cerut odată. Bun, mai cer niciodată să... Bă, încă o dată! Bă, dar tu vrei să-mi ceri eu de 3 ori și tu odată, mă? Păi nu, că am cer și eu de 2 ori atunci. Nu, îmi cer de 2 ori, e ok. Haa, bine, Mădăline, hai, îmi cer scuze că ți-am furat mașinuța aia mică. Îmi cer scuze, Pin, că ți-am furat mașina, îmi cer scuze, Pin, că ți-am furat mașina. Așa, uite, bă, nici nu, bă, se rezolva și nici nu intram la pușcărie, dar tu nu-mi cer scuze, nu-mi cer scuze. E, lasă-mă, că 5 minute pe răcorii, că trebuie să ne mai răcorim. Ce mai contează? Ai viața. Păi m-au lăsat ăștia fără mâncare. Dacă vrei îți dau eu, nu-i problemă că am. A, păi nu poți să dai prin gratiile astea. Nu pot? Nu poți să arunc? Nu. Lasă că mai am două supe la mine, le bag pe astea, așa e. E ok, e ok. Lasă, fac și o mizerie pe aici dacă...
Avem casa lângă noi aici, sunt cei mai buni vecini și ne certăm ca proști. În loc să fim contra primăriei, adică primăriei, contra poliției. Contra? Păi cum că... Poliția, n-ai văzut ce ne-a făcut, adică cel puțin Sinner a venit, nu m-a ajutat, a ieșit, a plecat din oraș. Da, a fost cam gherlă. Cam gherlă Sinner, lasă că... Tot între noi trebuie să rezolvăm problemele, că n-ai văzut așa ceva. Opa. Ce ai zis? Am zis cam gherlă, am zis că e cam gherlă ce s-a întâmplat. Ok. Da, ce cauți aici peste ei? Voiam să văd dacă sunt ok, dacă au nevoie de apă, de mâncare. Mă, ce-i cu mizeria asta aici? Păi am zis să o las și eu, că aveam pline buzunarele. N-ai zis că n-am... Ia niște mâncare, că ai făcut mizerie. Mamă, nici nu pun gura pe aia. Ia, vrei ce, mâncare de săraci? Da, e ok. Ce mizerie la mine. E mâncare bună. Trezită. Avem mâncare acasă. Mâncare mâncați dumneavoastră cu soția dumneavoastră. Mă! Sami, avem mâncare acasă. Mamă, tu ai auzit ce ți-a zis? M-am chinuit să-mi fac casă și mi-a dat statul. Mamă, dacă îmi zicea mie, eu mă băgam cu sabia direct pe el și îi rupeam bulanul pe spate. Ce a zis, mă? Cine a zis ce? Păi, Pincule, ne-a dat mâncare putrezită ca la Miloși, nu-i normal. Da, eu am zis că nu pun gura pe aia. Păi, dar nu-i normal așa. Băi, eu sunt învățat doar cu pâinea aia fină, pufoasă, albă. Nici aici nu suntem respectați. Bați joc, mă, dar lasă că... Na, mâine n-o să mai fie polițai. Ia uite, mă agresează! Bă, ia uite ce se întâmplă! Poliția! Ia-l! Bă, poliția, pe cine chemi? Sami, ia-l pe ajutor! Pe cine chem, mă? Bă, pe cine chem? Bă, de ce cauți aici, mă? Bă, vezi că pe aici pe interval eu sunt șmecher în... Cum ești, bă, șmecher? După gratii, noi suntem șmecheri. Bă, lasă-l acolo să nu... Bă... Bă, ai intrat peste pe mine, dar soția mea ce ți-a făcut, mă? Dar nu v-am înjurat, am zis ca dumneavoastră să mâncați carnea aceea cu soția dumneavoastră, da, nu să-mi dați mie. Bine, mamă. Nu am zis nimic rău. Eu nici n-au zisem ce i-ai zis, bă, mamă. Păi de ce? Ce e normal ca să-mi dea mie mâncare? Aolea. Oricum, noi suntem aici șmecheri pe pușcărie, nu știu ce. Păi da, nu mai e nimeni aici, na. Păi da, stai, ce reguli fac aici poliția? Că intră aici, le rupem pe cocoș. Nu mai vede nimeni nimic. Scăpați de închisoare? Nu, că trebuie să mai stăm un minut. Trebuie să mai stăm un minut, chat. A intrat poliția la bătut pe Madalin. Aoleu, babă. Cât e ora? E like 7:57. Deci încă un minut. Nu, hai să le dăm drumul. Da, stai încolo. Hai să le dăm drumul. Spune-le că dacă se mai ceartă au... Se prelungește, clar. Da. Deci, bun, așa, facem în felul următor. Eu o să vă dau pickaxe-urile pe aici prin gratii. Da. Jap, dă-l, dă-i tu lui Pincan. Mulțumesc frumos. Poți te duci, du-te. Deci fii atent. Dacă vă mai auzi că v-aș certați. Mamă, că fiți mai deja la ne-am împăcat, sunteți cei mai buni frați. Ne-am cerut scuze reciproc, e totul ok. Deci nu mai e bine. Da. Pincane, cred că pleacă amenda pentru gunoiul ăsta. Nu. Așa mă gândeam și așa mă gândeam. Bun, așa. Deci dacă vă mai certați să mor că vă sancționez mai rău, gen până mi se termină ziua. Bun, Pincane, hai să terminăm noi de discutat ce avem de discutat. S-a mobilat casa. Da, ai mobilat-o. Bă, vreau să... S-am pus și grătar și frigider. Mamă. Vreau să-mi zici ce părere ai, Pincane. Ia să vedem. Mamă, Sinner a intrat și a ieșit instant. Pinc, să-mi aduci mașina, mă duc să-ți o aduc și să-ți o repar, da? Mă uit să văd ce a făcut Sami aici și mă duc să o iau. Hai că mă și eu așa puțin, stau și poți și eu domnule Sami să păi, Pincan, dacă te lasă în casă. Da, intră, Mădeline. Da, okay, da. Mulțumesc. Ia, uite, frumos. Canapele. Da, frigiderul. Canapele, frumos. Ia, uite, frigiderul e gol, că nu un televizor mai lipsește și ar fi. Nu, mai e televizor. Poate aduce în televizor. Asta e insulă de aia în mijlocul. Da, insulă. Dar asta ține mustul că aici sunt așa. Insulă frumos, aici jap cu vedere către benzinărie, gen cum vin golanii acolo, știi? Da, frumos da. Așa, sus aici, vezi, sus! Ia, sus? Sus am făcut aici birou personal cu noptiere lângă pat. Gen frumos, cum ne frumos, place numai nou. Da. Păreri? Bă, e foarte frumos, îmi place. Un calculator aici ar mai trebui și cred bă, că bă, din păcate nu avem calculatoare. Nu se vând calculatoare, dar insula aia de jos m-a dat pe spate, insula aia cu tot. E chiar frumoasă. A, și am uitat să arăt, în spate aici avem un grătar, gen, am făcut un grătărel.
uite aici. Poți să-l mostri unde vrei. Ah, ia uite, da, da, da. Păi cred că nu, cred că e un loc foarte frumos aici. Cred că mai pun și uite, niște mese și ceva și da, da, da. Piscina, adică piscina asta nu, nu e în dezvoltare sau ce vrei să aici să faci? Și fiate, poți să prăjești pe el, gen jap, știi? Da, da, păi eu să vin cu prieteni da, aici da, la da. Grătar în spate, da, lângă da, lac. Da, exact, exact, la un grătărel, la o daia e perfect rău. Păi, e și foarte doar bine. Doar cu spatula, din păcate spatula, n-a se cumpără. Da, 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 da. Separat da, da. Spatula, lasă că fac eu rost. Da, părerii îți place? Da, e foarte frumos, foarte frumos, uite. Stai să văd dacă găsesc niște hârtie să facem, să semnăm contractul ăla de cedare de teren. Ia să da. Vedem. Bă, am doar hârtie, ai tu pix? Am găsit-o și hârtie și pix. Da? Scrie-l tu, scrie-l okay, tu, scrie-l okay, tu. Okay, okay. Dacă donești 5.000 de euro, poți juca pe Mind City? Da, zic că, eu zic că să-l băgăm gen, împărțim banii între noi și da, da, gen, da, să-l lăsăm, da. Între noi trei gen? Da, da, da. Da, da, da. Semnești după aia mi-o dai la revizie gen. Gata, ia uite cam... Ia să vedem. Ia vezi. Acte teren. Eu I hate pink. Tonată. Mamă, să mă bată. Am scris greșit? Nu. Trenului groapa Dani Dence des terenului Zasami I hate pink? Da. Deci, practic, frumos arată. Da. Din păcate, n-am găsit altă poză. Singura poză am pus-o pe asta cu papagalul ăsta gen. Hai, lasă că e frumoasă, da, da, da. E frumoasă, e frumoasă, e frumoasă. Numai că am întrebare acum, dacă nu vă supărați. Hai cu mine, pune la teren, gen toți. Haideți. Dar acum v-am pe dumneavoastră ca vecin, domnule Sami? Nu. Nu, eu am aici, Dani Den aici, groapa de gunoi gen. Groapa de gunoi, da. Dani Den. Dar am o întrebare. Aș fi nesimțit dacă v-aș spune planul meu. Vrei să le unești între ele? Da, vreau să le unesc între ele. Eu zic că s-ar putea, dar s-ar putea să trebuiască să plătești la bancă, uite, 10 năsoși da, per da, rând da. Așa, ca să le poți uni. Nicio problemă, dar zic că ar merge. Da, ia fii atent, Mădălin și Hate Pink. Vedeți ăla de acolo de jos? Da, ăla trebuie mutat. Trebuie mutat de primar gen. Și primarul gen primarul e mâine, tu. Da, da, deci, da, 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 da. Exact, exact. Da, da, deci mâine eu, da, da, da. Păi și dacă nu-l mut și-l lasă aici și pun taxă pe Nether? Mamă, dar oricum nu mai merge nimeni în Nether. Stai liniștit, Sami.